Bună, sunt Dina și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, mamipetocuri.ro. Dacă îți plac filmulețele mele, dă subscribe la canal, like și share ca să ajungă la cât mai mulți prieteni. Astăzi continuăm sesiunea de frumusețare ad hoc la noi acasă și în baie, din campania Și mamele sunt frumoase, cu produse de făcut fața mai tânără, mai tânără. Ok, mai tânără, fie, mai tânără. Că tocmai am făcut 37 de ani săptămâna trecută am făcut 37 de ani. Mi-au mai apărut două riduri în jurul gurii, nu de la țipat, de la pupat. Mi-au mai apărut riduri și în jurul ochilor, de la stat prea mult cu ochii așa. Seara când citesc, bineînțeles, și nu pe telefon. Mi-au mai apărut riduri și pe frunte, când mă încrunt așa la soțul meu, care iar nu vede pachetul de unt care stă fix în fața lui, în frigider. Drept pentru care zic, ia să spun și eu în lumea mare ce produse folosesc eu ca să-mi treacă și mie de riduri. Nu vă uitați foarte atent la mine. În continuare am riduri, în continuare voi avea riduri, dar să spunem că cremele astea despre care o să vă povestesc imediat le face să ne simțim un pic mai bine decât dacă nu le-am folosit deloc. Nu-i așa? Hai, spuneți că așa e, așa e, așa e, așa e. Bun. În primul rând aș începe să vă spun că pielea mea este o piele sensibilă. În momentul în care începe anotimpul iarnă, adică pe la final de noiembrie, început de decembrie, până pe la finalul lunii martie, început de aprilie, chiar și mai dacă vremea e foarte urât afară, în jurul gurii, mai degrabă pe aici, așa, mi-apar pete roșii. Am un fel de dermatit atopic, varianta 37 cu plus, adică după 37 de ani nu mai mi se scurăjește pielea, dar în continuare mi se roșește și sunt urâtă. Aș putea să vă și arăt. Sunteți pe fază? Da, 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 da. Haideți să vedem. O să mă demachez cu acest produs minunat de la Bioderma pentru piele sensibilă. Este apă micelară. Bineînțeles că eu iubesc apa micelară. Adică cine nu iubește apa micelară, ca să ne înțelegem? Toată lumea iubește apa micelară pentru că ai un produs care face, ce-ar putea să facă alte 2-3 produse, adică te ștergi pe față cu el după ce ți-ai pus o tonă de machiaj, nu ca mine, că eu nu folosesc o tonă de machiaj, doar jumătate. Ștergi pe la ochi, am greșit și această chestiune, o folosesc pentru ochi, pentru față folosesc tamponașe mai mari, pentru că și fața este mai mare. Să reluăm povestea. Bun, deci mă demachez. Ce distracție, o să mă duc să-mi iau copiii complet machiată. Nu? Să fie fun. Bun, deci m-am demachiat. Așa. De ce mai este minunată această apă micelară? Cum spuneam, șterge și ochii. Și o puteți lua pentru tipul de piele pe care îl aveți, tipul de ten. Bun, deci m-am demachiat acum. Dacă vă uitați bine la mine, sunt un pic roșie aici. Stați așa să scot și oglinda. Da. Nu știu cât se vede, dar eu aici sunt foarte roșie. Bun. Pasul următor pe care eu îl folosesc după ce m-am demachiat, imaginați-vă că acum este noapte, seară și mă o să mă culc. M-am demachiat cu această apă micelară și numărul 2 este acest gel de față, tot de la Bioderma, este în set cu apa micelară, pe care eu mi l-am cumpărat strict pentru că mie îmi plac astfel de geluri, adică dincolo de apa micelară îmi place să simt că mă spăl și mai bine și în profunzime, de pentru care mi-am cumpărat și acest gel, dar am o vagă bănuială că puteți să trăiți și fără el. Deci eu mă mai clătesc și cu ăsta și cu apă, fac așa niște clăbuci pe față, după aia mă spăl foarte bine, iar seara, cum spuneam că suntem seara, eu mă dau cu această cremă de la GeroVital. Cum să o pun? Uite așa o pun. E și ea strălucitoare și minunată și scrie într-un fel, uitați așa. O cremă GeroVital se cheamă crema anti-age. Gentle Your Skin. Este o cremă pe care mi-am cumpărat-o intrând în magazinul lor și am zis vreau cea mai bună cremă pe care o aveți și mi-au dat-o pe asta că e professional și că e mare și că așa. Am dat vreun milion și ceva pe ea. E ok, e cea mai bună a lor. În momentul în care mă dau, uitați, eu am aici un rid de la încruntat prea tare, v-am zis, din cauza ochilor, că văd
nu văd foarte bine, din cauza luminii mă încruntă așa și aici mi-a apărut urit care pe mine mă enervează foarte mult. De pentru care cu această cremă îmi pun așa ca la... uitați, vă arăt. Dar nu râdeți. Îmi pun așa ca la indieni, nu? Parcă indieni ăștia. Deja. Și mă culc. Și crema asta în capul meu intră în piele și îmi face pielea elastică și minunată și nu mai apar cu ridul acesta în mijlocul capului, frunții. Da? Se vede. Bun, după ce mă dau cu crema asta, mă o să mă culc. Dorm vreo 2-3 ore și mă trezesc dimineața pe răcoare, m-am trezit. După ce mă trezesc, mă spăl pe față cu apă, dar atenție, am aflat-o de la cineva că apa nu curăță, doar udă. E, și când am aflat eu așa, nu că mi-ar fi spus mare lucru, dar am procesat un pic și am zis, păi dacă apa doar udă și nu curăță, îmi trebuie ceva să mă curăț. Și atunci mi-am luat o apă termală, pe care o luați de la orice marcă vreți voi și o găsiți peste tot și vă dați cu apa aia termală pe față să vă împrospătați. După ce v-ați dat cu apa termală pe față, pe care eu nu o am aici, că am uitat-o în baie și nu o mai aduc acum că vorbesc cu voi și nu e frumos să vă las singuri, dar imaginați-vă că m-am dat cu apa termală pe față, pasul următor este să mă dau cu o cremă. Am fost la tot la farmaciate unde se găsesc cremele cele mai ieftine, am fost acolo și am zis doamnei de acolo să-mi dea o cremă pentru tipul meu de piele, acest tip sensibil spre dermatita atopică. Și mi-a dat această cremă de la La Roche-Posay, care este o cremă extrem de bună, pe care vă recomand dacă aveți tenul sensibil. Persoana respectivă mi-a spus să mă dau cu încredere, pentru că, dincolo că o să-mi acopere roșiața, o să-mi o și trateze și, într-adevăr, de când o folosesc, nu mai am această roșiață atât de puternică pe, în jurul gurii, pe aici, pe la bărbie, mi-apărea și în jurul nasului, dar o folosesc de vreo 3 luni. E aproape pe terminată, la o să-mi cumpăr un tub nou. E undeva la vreo 70 de lei această cremă, are 40 de mililitri, vă puteți da cu ea pe tot tenul, adică nu vă dați numai în zona roșie, pentru că este la bază o cremă, doar că e pentru, o cremă pentru ten sensibil și cu puncte roșii pe el. Așa că eu o folosesc dimineața pe tot tenul. Iar persoana care mi-a recomandat această cremă de la La Roche-Posay mi-a recomandat și acest CC cream cu SPF 30. E important să orice cremă folosiți să aibă un SPF măcar de 30, aș zice eu. Și e din aceeași gamă pentru pielea sensibilă și cu puncte roșii. Și eu mă dau, după ce mi-am dat cu crema respectivă, mă dau și cu acest CC cream, care mie îmi place extrem de mult. Știu că ar trebui să folosesc niște bureței, i-am cumpărat, nu-mi plac, prefer mâna. Ca orice mamă care are fix 10 minute, hai să zic un sfert de oră, trebuie să facă frumoasă dimineața, mâna curată este cea mai bună. Înainte de ăsta, nu faceți ca mine, înainte de ăsta, tocmai mi-am cumpărat, de-aia am și uitat de el, mi-am cumpărat acest anticearcăn. N-am folosit până acum anticearcăn, dar pe 2019 mi-am promis că o să mă duc să-mi cumpăr un anticearcăn. Este de la Melchior. Nu știu dacă vi l-aș recomanda neapărat pe acesta. Următorul pe care o să-l cumpăr o să fie neapărat de la MAC, pentru că vreau să știu ce mai face MAC în anul 2019 la categoria anticearcăn. Înainte să vă dați cu CC cream-ul, ar fi frumos și drăguț să vă puneți în jurul ochilor, dacă n-ați dormit decât 2 ore noaptea ca mine, sau 3, sau 4, sau dacă aveți oricum cearcăne, că sunt oameni care au cearcăne și dacă dorm, așa, vă dați cu un, bine, eu am pus cam mult acum, dar puneți cât doriți voi, un anticearcăn. Ce îmi place la acest anticearcăn, și cred că toate ce anticearcănele fac chestia asta, e că îmi luminează ochii. Nu? Parcă sunt mai odihnit acum, cu toate că am băut doar 3 cafele și am dormit doar 4 ore. Așa, și după acest anticearcăn care vă luminează ochii, al meu este
solid, dar am înțeles că este și lichid. Nu știu care e diferența, dar eu prefer astea solide, că alea lichide îmi dau impresia că o să-mi curgă, cu toate că bănuiesc că nu curg, dar e ceva la capul meu și atunci am zis să-mi iau cei solid, dar se folosește ușor cu degetelul, pac, pac, e foarte simplu. Și am dat vreo 35 de lei pe ele. Mare lucru nu e și cred că îl folosesc vreo jumătate de an. Bun, și după ce v-ați dat cu acest anticearcăn, vă pune CC cream peste care eu m-am grăbit pentru că, cum vă spuneam, la mine anticearcănul este un produs nou și am uitat să-l introduc în rutina mea zilnică. În fine, și peste asta puneți acest CC cream ca să fiți uniforme pe față. În plus, după ce m-am făcut așa rapid, asta voia undeva la 3-4 minute, eu lălăi acum că vă țin de vorbă, dar el durează mai puțin, eu mă dau cu această pudră, tot de la Melchior, e mai ieftină și e foarte bună, pe asta chiar vă recomand cu drag. A mea e Soft Honey Compact Powder. Așa, și cu acesta și mă dau pam pam. Știți că alea din filme. Asta e momentul meu de glorie. Zic că mă pregătesc pentru Oscar. Da, dum, 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 dum. Și mă dau cu acest mă uit. Eu nu văd nimic acum, dar dacă vedeți că nu mă dau bine pentru că mă uit la voi și nu mă văd pe mine. Dar mă dau așa frumos. Bun, și după aceea mă machiez pe la ochi. Îmi pun, depinde ce vreau. Astăzi o să folosesc doar niște rimel, pentru că mă duc să-mi iau doar copiii de la școală, grădiniță, nu am nicio întâlnire, nu m-a invitat nimeni la cafea în oraș, drept pentru care I will keep it simple. Dar voi vă puneți pe aproape ce doriți. Nu uitați de acel produs pe care vi l-am recomandat într-un alt filmuleț de-al meu, baza pentru machiaj, care în continuare se dovedește a fi minunată. Haideți să ne rimelăm un pic. Eu folosesc două tipuri de rimeluri pentru că eu sunt obsedată de rimelul care curge, recunosc, am și eu niște damblale, am ochii, cum spuneam, foarte sensibili și la orice lacrimă de la fric sau de la orice altceva, când mie îmi lacrimează ochii, indiferent de motiv, am oroare că o să-mi curgă rimelul sau creionul, depinde ce folosesc. Și atunci am întotdeauna un rimel waterproof, pe care mi-l iau tot așa de la Melchior sau de la MAC în general. Și mai am încă unul, acest rimel minunat de la MAC. Îmi place foarte mult pentru că este o variantă scurtă, mică, și care mă ajută să-mi definesc genele. Folosesc mai mult de post de aranjat genele frumos, ceva de gen. M-am dat cu rimel, mi-am făcut fața intactă, nu mai am pete roșii. Cam despre asta a fost vorba în videoul de astăzi. Și recomandări ar fi să folosiți o cremă bună de față cu SPF de 30, o cremă potrivită tenului vostru, dacă e sensibil să fie sensibil, dacă e mix să fie mixt. Cereți părerea unui specialist în cazul în care nu știți pe ce să dați banii, dar decât să dați banii pe ceva ce nu vi se potrivește, mai bine vă cumpărați luna viitoare un produs mai scump și calitativ. Oferiți-vă măcar 5-10 minute dimineața, 5-10 minute seara pentru o demachiere corectă, corespunzătoare și pentru un machiaj potrivit zilei respective. Și aveți grijă de voi, mai ales după 30-35 de ani, după 37, așa ca mine, pentru că, nu uitați, și mamele sunt frumoase. V-am pupat și vă aștept și data viitoare cu un nou video. Pa, pa!